Bine ați venit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea, iar în cadrul întâlnirii de astăzi vom discuta despre rapoarte și proporții, aplicații partea 1, matematică clasa a 6. Ne reamintim că prin raport dintre numărul A și numărul B diferit de 0, înțelegem A împărțit la B notat sub forma A supra B. Numerele A și B se numesc termenii raportului. Un raport de forma P supra 100, în care P este număr rațional, mai mare sau egal decât 0, se numește raport procentual. P la 100 sau P procente înseamnă P supra 100. Totodată, e bine să punctăm pe faptul că raportul dintre două mărimi fizice se poate face atât în situația în care mărimile sunt de același fel, aici măsurăm întâi mărimile folosind aceeași unitate de măsură și apoi efectuăm raportul măsurilor acestor. Bineînțeles că el nu va depinde de unitatea de măsură aleasă, dar și când mărimile sunt diferite. De exemplu, viteza unui mobil. Ea se exprimă ca raportul dintre distanța parcursă de mobil și timpul în care mobilul a parcurs. Tipuri speciale de rapoarte întâlnite în probleme interdisciplinare. Aici am subliniat trei aspecte importante de avut în vedere. Primul dintre ele se referă la titlul unui aliaj. Se numește titlul al unui aliaj raportul dintre masa metalului prețios și masa aliajului. Titlul unui aliaj se notează cu litera T mare. Concentrația unei soluții. Concentrația unei soluții reprezintă un raport dintre masa substanței care se dizolvă și masa soluției. Acesta de obicei se notează cu litera C mare. A treia chestiune, ca tip special de raport întâlnit în probleme interdisciplinare, am considerat a fi scara unei hărți. Scara unei hărți reprezintă raportul dintre distanța parcursă pe desen și măsurată între două localități și distanța măsurată în realitate. Ea de obicei se notează cu S mare. Urmărim acum câteva aplicații. Prima dintre ele ne spune că un aliaj format din aur, cupru, conține 400 de grame de aur și 1212 grame de cupru. Care este titlul aliajului? Rezolvare. Întâi notăm cu M mare masa aliajului, iar cu M mic masa metalului prețios. În acest caz, masa aliajului va fi suma dintre masa aurului și masa cuprului, adică 404 grame plus 1212 grame, sumând 1616 grame. În acest caz, titlul aliajului este T mare, raportul dintre masa metalului prețios mic și masa aliajului, adică 404 pe 1616. Rezultatul este 1 pe 4, adică 0,25. A doua aplicație, într-un vas se găsește o soluție de sare în apă. Știind că masa soluției este de 240 de grame, iar cea a sării este de 12,5 grame, care este concentrația soluției? Concentrația reprezintă, așa cum am văzut mai devreme, raportul dintre masa substanței care se dizolvă și masa soluției. În cazul nostru, masa substanței este 12,5 grame, iar masa soluției este de 240 de grame.
În acest caz, obținem raportul 12,5 pe 240. Amplificăm pentru ușurința calculelor fracția prin 10 și obținem 125 pe 240 sau un alt raport egal cu acesta, 5 supra 96, care conduce ca rezultat la 0,05. Dacă acest rezultat, mai departe, îl vrem exprimat ca raport procentual, așa cum am văzut în partea introductivă a acestei întâlniri, acesta îl putem scrie sub forma următoare. C% sau C% este 0,05 prin transformare 5 supra 100, adică 5% sau 5%. Astfel, ca raport procentual, concentrația este de 5%. În ideea că lucrurile parcurse astăzi v-au fost de folos, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!